Venirea pe lume a unui copil este o mare prilej de bucurie pentru părinți, familie și prieteni. Cu siguranță nu există bucurie mai mare decât cea de a fi părinte. Întâmpinarea noului născut se face cu atâta drag și iubire, pentru că a apărut un nou miracol, o nouă minune. Această zi frumoasă, plecăm cu toții la maternitate, după noul născut Darius. Să îl întâmpinăm, da? Cu toții. Ce putem să spunem noi? Mami. Multă sănătate și dragoste, să crească copilul cu bine și vă sănătoși cu toții. Noi vinem după tine! Te iubim! Mămicuță nouă, eu mă numesc Victor, sunt de companie Livrare Flori. Am o surpriză astăzi plăcută pentru dumneavoastră, sunt nou născut. Puteți spune la cine vine surpriza? Aveți câteva persoane, dragi sufletul, care în astăzi zi nu pot să fie alături de dumneavoastră, dar cu sufletul și cu gândul, mereu este alături de dumneavoastră. Sună și nașa mea, ce mai nimeni. Cine este acest buchet de flori? Mulțumesc, mulțumesc. Fiți sănătoasă, bucuroasă, că flori de primăvire. Mămicuță are multă bucurie, că aceasta este cea mai bine în viață să aibă. Cât mai și noroc. La toate aceste cuvinte și o surpriză, mai avem încă o surpriză pentru dumneavoastră. Dar înseamnă că și eu vă felicit cu marea bucurie a voastră. Mulțumesc! Fiți sănătoasă și creșteți mari și mai uitați și la munte. Mulțumesc! Vă repetăm mai despre. Ai! Bună ziua, Nicuța! Ne bucurăm foarte mult, felicitările voastre, Doamne, te iubiască! Și sănătoasă! Ui, Doamne, nu știu! Felicitările! Și Domnul îți va face de grijă, să știți o mamă plină de dragoste, de bucurie, să crești copilul în frică de Dumnezeu. Din partea noastră vă felicitări! Și în paza la Dumnezeu! Și în paza Domnului! Nu rog, mi-a sa aibă. Știți? Și bunielul. Bunielul tot vrea să spui câteva cuvinte. Bunielul. Adică și sănătoși. Bunielul. Și mult sănătate. E sigur că pentru noi asta e surpriză, azi o să fie plăcută. Dar prin ce te-a învățat asta, da? Domnita, nimic așa învățat. Micuță, am un mesaj de felicitare din partea celor dragi. Poți să dau și tine mesajul? Să vă bucurați de micuțul miracol ce a apărut în viața voastră, să fie sănătos și norocos. Sincere felicitări, să fiți cu toții sănătoși și fericiți pentru totdeauna. Să-i urăm bun venitului nostru născut, să-i urăm multă fericire și o viață frumoasă. Pentru că cei mai minunați părinți deja îi are. Felicitări, Dumnezeu să-i aibă în grijă, atât de micuțul venit în familie, cât și de familia dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate și mult noroc în viață. Felicitări, ai devenit mămică. Este cel mai frumos lucru de pe pământ. Să fiți sănătoși și să vă bucurați. Felicitări! E ca bebelușul să fie binecuvântat, iar drumul lui în viață să fie o aventură binecuvântată. Să crești mare, 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 să ai parte de iubire, să ai parte de noroc, să trăiești în fericire cu tot neamul la un loc. La mulți ani! Mulțumesc! Mamă dragă! Iar acum, poți să-mi spui câteva cuvinte persoană dragi care ți-a făcut această zi mai frumoasă, mai dragă, mai specială? Da. Mulțumesc frumos nașilor mei care mi-a felicitat. N-am cuvinte și nu spun. Mulțumesc foarte frumos.
Compania Livrare Flori, emoțiile sunt pe mâini sigure și orice livrare devine un proiect emoțional în adevăratul sens al cuvântului. În spatele celor mai frumoase buchete de flori și cadouri se ascund dorința de a transmite o trăire de neuitat. Indiferent de motivul pe care facem surprize, puteți fi siguri că ele vor strâni bucurie pe chipul persoanei pe care le va primi.